Această aplicație, părinții au la dispoziție o nouă aplicație mobilă pentru siguranța copiilor în mașină. Este prima din Europa de acest gen și a fost lansată la Cluj-Napoca. Foarte importantă pentru siguranța copiilor, spuneam. Mai ales pe șoselele din România, acolo unde știm că sunt atât de multe pericole și, din păcate, mulți dintre părinți știm că nu respectă regulile elementare atunci când își transportă copiii în autovehicule. Aplicația denumită Child Car Safety App este gratuită și vine în ajutorul părinților care doresc să se asigure că au un scaun potrivit de mașină pentru copil. Odată ce este scanată eticheta scaunului cu telefonul mobil, părinții vor avea acces la informații vitale. Zicem că avem o fetiță de 2 ani, îi adăugăm o greutate și o înălțime aproximativă. Acum, dacă nu am deja un scaun auto, pot să văd recomandările și vreau să verific dacă scaunul e corect. Scanăm eticheta. Acestea sunt datele pe care le obținem pentru fiecare scaun. Greutatea recomandată, înălțimea recomandată. Vedem că este testat în conformitate cu standardul european. Dacă reușim să salvăm o viață de copil cu acțiunile pe care le facem, este tot ce ne putem dori. Este o simulare de impact până la 20 de km la oră. Manechinul bebeluș nu este prins în centurile scaunului. Iată ce se poate întâmpla la un asemenea impact, care nu este mare, nu este nici mediu. Este, de fapt, o viteză mai mică cu mult decât cea pe care o rulăm în momentul în care circulăm cu mașina. Conform Comisiei Europene, țara noastră este pentru al 5-lea an consecutiv pe primul loc la decesele cauzate de accidente rutiere, cu 93 de morți raportate la 1 milion de locuitori, față de 44, cât este media europeană. În urmă cu aproape 2 luni, un bebeluș de 1 an a murit după ce a căzut din mașina condusă de tatăl său. Într-o curbă, copilul a alunecat din scaunul special în care era transportat fără centuri, portiera s-a deschis, iar bebelușul a fost aruncat pe șosea. Dacă ne uităm pe grupe de vârstă, vedem că copiii între 0 și 6 ani, doar 50% dintre aceștia erau în scaun sau în scoică. Eram puțin nedumerită cum să-mi fixez copilul în scaun, iar de pe aplicație am putut să scanez să văd dacă scaunul respectiv este conform cu toate normele pe care trebuie să le îndeplinească, pentru că pe piață găsești foarte multe modele și nu știi dacă ele sunt acreditate, dacă sunt sigure, dacă trebuie montate cu fața sau cu spatele. De când porți centura? De când sunt mic. Ai avut și scaun special? Da. Siguranța lor, în contextul în care vedem de foarte, foarte multe ori pe străzile din Cluj și nu numai, din păcate, copii care ajung să fie victime în accidente de circulație din cauza nefolosirii corespunzătoare sau practic nu se folosește deloc un sistem de siguranță pentru ei. Toți care suntem părinți vom aprecia sprijinul pe care îl vom primi de la un asistent pe care îl vom avea la îndemână 24 de ore din 24. Dragi români, că nu-i de glumit cu viteza, nu-i de glumit cu pericolele pe care le poate pune în trafic lipsa unui dispozitiv de acest fel sau unei centuri de siguranță pentru copilul nostru la bord. Aplicația a fost dezvoltată în cadrul proiectului Copil iubit la bord și este gratuită.